Bun, să le dăm timpul numele, zic. Și asta mi se pare fantastic. Și mi se mai pare fantastic că unii dintre ei au reușit să spună povești care merită să fie spuse mai departe. Am auzit pe cineva din public, am să mă fac și eu voluntar la Magic Camp. Asta înseamnă să fii speaker. Să vii cu o idee pe care alții să o preia și să-și schimbe propriile vieți. Încă o dată-i felicit! Și sunt asta înseamnă să ai un speech bun, să aduci o poveste care e capabilă să schimbe viețile oamenilor care o ascultă. Au avut emoții, dar n-am simțit nimic în corzile lor vocale. De obicei, când ai emoții, tot sistemul digestiv intră în stop cadru, toate corzile vocale se încordează și practic nu mai poți scoate niciun sunet. Ei au scos sunetele perfect. Sigur, nu vrei să știi ce a fost în spate. Pentru că după ce veneau de pe scenă și se decablau, tremurau efectiv. Parcă au reușit să țină foarte bine sub control toate emoțiile. A fost wow! Ce pot să spun? Ca de fiecare dată oamenii își demonstrează că au de ce să aibă încredere în ei. Eu am încredere în ei de prima oară de când îi văd. Cu ei am o problemă, pentru că până realizează cine sunt, mai durează. 12 săptămâni facem treabă. Prietenia există. Vor fi mulți care vor susține contrarul, dar să nu-i credeți. Pentru că, de fapt, sunt oameni care fug de ei înșiși. Așa că aleg să am prieteni pe care îi iubesc și cu care să-mi petrec timpul atât cât o vrea Dumnezeu. Mulțumesc! Discursul meu a fost despre prietenie. Publicul a reacționat foarte bine, în sensul că au fost mult emoționați. Poate discursul meu a avut și o parte emoțională, pe care eu am introdus-o voit, pentru faptul că îmi doream să-mi depășesc eu limitele emoționale. Toată lumea a spus că nu s-au văzut emoțiile, am încercat să le maschez, eu le-am simțit, dar publicul, au fost câteva lacrimi vărsate și asta într-un fel m-a bucurat, pentru că înseamnă că ceea ce am vrut să transmit a ajuns la public. Teo este o profesoară și o prietenă foarte bună. M-am prietenit foarte bine cu Teo în această perioadă. Ne-a ajutat foarte mult. Relația dintre noi a fost o relație de prietenie, n-a fost o relație de profesor-elev. Chiar dacă avem o anumită vârstă, chiar tot elev rămânem. Și Teo a încercat să ne trateze ca de la egal la egal. Tot ceea ce ne-a reproșat, ne-a reproșat sub formă de glumă și altfel am perceput și altfel am reușit să trecem peste toată neștiința noastră și să ajungem la nivelul pe care ni l-a cerut ea. Mă simt foarte emoționată, foarte încărcată. Au fost foarte multe evenimente, foarte multe speech-uri și m-am bucurat enorm ca să văd pe toți colegii mei, să-i văd altfel decât i-am văzut la început. Este foarte, foarte importantă. Cel puțin pentru mine a fost, în fiecare lecție am învățat câte ceva. În fiecare lecție, cu fiecare lecție am evoluat și am crescut și asta este un lucru foarte important. A fost foarte ok, foarte senzitiv, i-am simțit cum pulsau, mai ales la speech-urile foarte delicate și care atingeau o coardă importantă a sufletului. S-au amuzat când a fost vorba de lucruri amuzante. A fost foarte bine, foarte, un mix foarte mișto. Lecția pe care am învățat-o ar fi să nu fugi de frica ta și să nu crezi că o să scapi prea ușor de ea. Mai bine o recunoști și faci un selfie cu ea. Metaforic.